basme în limba română. Un șoricel care era prințesă. A fost odată un fermier bătrân. Locuia într-un sat împreună cu cei trei fii ai săi. Toți trei erau tineri și frumoși. Fermierul era mândru de fiii săi. La un moment dat s-a gândit că era timpul ca ei să se însoare. Fiii mei, sunteți destul de mari să vă căsătoriți. Vreau să vă găsiți câte o mireasă. Vreau să aveți cu toții o viață bună alături de partenera voastră. Dar, tată, cum putem să ne găsim miresele? Da, tată, o să ne fie greu să ne găsim singuri mireasa. Eu o să fac ce vrei, tată, dar te rog să ne îndrumi mai întâi. Sigur că da. Familia noastră are o tradiție în a-și găsi mireasa și cu toții trebuie să o urmați. Luați un topor și tăiați un copac din curte. Vedeți unde cade copacul și căutați-vă mireasa în direcția aceea. Dar înainte să tăiați copacul, trebuie să plantați un altul în grădină și să-mi promiteți că veți avea mare grijă de el. Da, da, tată. Tată. Tată, de ce facem asta? Să plantăm un copac înainte de a tăia altul? Copacii sunt foarte importanți pentru noi. Nu ar trebui să-i tăiem pur și simplu. Ar trebui să plantăm și să creștem din ce în ce mai mulți. Fiii și-au ascultat tatăl. Fiecare dintre ei a plantat un copac mai întâi și apoi a tăiat altul. Fiul cel mare a tăiat un copac care a căzut spre nord. Oh, spre nord, e bine pentru mine. Fata pe care o placă locuiește în direcția aceea. Merg spre nord și o să o cer de soție. Cel de-al doilea fiu a tăiat un pom care a căzut spre sud. Aha! Cum de-a știut pomul ăsta că fata pe care o iubesc și cu care dansez adesea locuiește spre sud? Voi pleca în călătorie spre sud în curând. Copacul fiului cel mic a căzut în direcția pădurii. Frații săi mai mari au râs de el. Ia uitați-vă! Ai de gând să te duci în direcția aceea? Hei, Veico! Cu cine o să te căsătorești în pădure? Cu un lup sau o căprioară? O să mă duc în direcția în care a căzut copacul. Sunt sigur că am să-mi găsesc mireasa în direcția asta. Toți cei trei frați au plecat în călătorie. Fiul cel mai mare a plecat la fata din nord și a cerut-o de soție pe cea pe care o iubise dintotdeauna. Aceasta i-a acceptat imediat propunerea. Cel de-al doilea fiu s-a dus în sud și a cerut-o în căsătorie pe iubita lui. Aceasta i-a răspuns de îndată da. Vico s-a dus în pădure și a mers timp îndelungat, dar nu a putut găsi nicio ființă umană. Era dezamăgit și obosit. Așa că a căutat un adăpost și a găsit o cabană mică în pădure. Vico a fost surprins când a văzut-o. Când a intrat, a văzut că era nelocuită. Înăuntru nu era decât un șoarece. Nu e nimeni aici. Cum poți să spui asta? Sunt aici! Ești doar un șoarece, nu ești o ființă umană. Ce cauți în pădurea asta? Îmi caut o mireasă. Aici, în pădure? Crezi că ăsta e un loc în care să-ți găsești o mireasă? Nu, dar dacă mă străduiesc, s-ar putea totuși să o găsesc. Dar sunt îngrijorat, fiindcă aici nu sunt deloc oameni. Ar fi o rușine să mă întorc acasă fără o mireasă. Nu e nicio fată în pădurea asta! De ce nu mă iei pe mine să fiu soția ta? Ești un șoarece. Cum aș putea să te iau de soție? Ai încredere în mine! Deși sunt un șoarece, o să te iubesc și o să-ți fiu fidelă! Da, dar... Șoarecele a început să-l convingă pe Vico. A dansat pentru el. I-a cântat un cântec frumos. Vico cel obosit era foarte amuzat de șoarece. Când dansul și cântecul au luat sfârșit, șoarecele a așteptat ca Vico să ia o decizie. Se uita la el drăgăstos. Îmi place de tine. Am să te iau de soție. Șoarecele s-a bucurat foarte mult să afle asta. I-a promis lui Vico că o să-l aștepte până când se va întoarce. Toți cei trei frați s-au întors acasă. Spuneți, fiii mei, v-ați găsit miresele? Mi-am găsit o fată frumoasă să-mi fie soție. Are buzele trandafirii. Și mireasa mea este foarte frumoasă. Are părul lung și blond. Ce s-a întâmplat, Veico?
Probabil mireasa ta are dinții ascuțiți și urechile lungi și ascuțite. Te rog, nu râde, frate. Mireasa mea este o ființă micuță, blândă și grațioasă, îmbrăcată în catifea. Atunci înseamnă că e o prințesă. Da. Și atunci când îmi cântă, mă simt foarte fericit. Cei doi frați nu erau prea fericiți pentru Vico. Au trecut câteva zile și tatăl lor s-a hotărât să supună miresele la un test. Și-a chemat fiii și le-a spus: vreau să aflu dacă miresele voastre se pricep sau nu să gătească. Rugați-le să-mi coacă o pâine. Amândoi frații mai mari au fost de acord, însă Vico tăcea. Era îngrijorat, fiindcă știa că un șoarece nu poate coace o pâine. S-a dus în pădure. Șoarecele s-a bucurat foarte mult să-l vadă. Știam că te vei întoarce în curând! Ce s-a întâmplat? Pari îngrijorat! Tatăl meu vrea ca fiecare mireasă să-i coacă o pâine, dar tu nu poți. Frații mei vor râde de mine. Dacă ți-aș spune că pot, frații tăi nu vor râde de tine. Nu am auzit niciodată ca un șoarece să coacă pâine. Dar eu pot! Șoarecele a sunat dintr-un clopoțel de argint de 3 ori. Auzind sunetul, sute de șoricei au răsărit de nicăieri. S-au strâns cu toții în jurul șoarecelui. Acesta stătea în fața lor, drept și impunător. Fiecare să-mi aduceți o grăunță din cel mai bun grâu! Și spre surprinderea lui Vico, toți șoriceii au dispărut. Iar când s-au întors, avea fiecare câte un grăunte de grâu. Adunând toate acele boabe, șoarecele a copt o pâine din grâu minunată. Toți cei 3 frați i-au adus pâinea tatălui lor. Fiul cel mare i-a adus o pâine de secară. Foarte bună! Pâinea asta e bună pentru oamenii muncitori ca noi. Cel de-al doilea fiu i-a adus o pâine din orz. Și orzul este foarte bun. Iar Vico i-a prezentat pâinea lui albă. Ce? Pâinea albă? Vico, mireasa ta trebuie să fie foarte bogată. Desigur, nu ne-a spus că este prințesă? Veico, cum face o prințesă să aibă grâu foarte bun? Sună un clopoțel de 3 ori, iar servitorii îi aduc tot ce dorește. Sunt mulțumit de toate cele 3 mirese. Au făcut o pâine foarte bună, dar înainte să le aduceți acasă, vreau ca fiecare dintre ele să țeasă ceva pentru mine. Mireasa mea se pricepe la țesut. Și a mea! Vico nu a scos o vorbă, fiindcă era sigur că șoarecele nu știe să țeasă. S-a dus la cabana din pădure. Șoarecele a simțit că e îngrijorat. A întrebat care e motivul. Mă tem că nu poți face asta. Nu am mai auzit de un șoarece să țeasă. Tu poți? Desigur! Mireasa lui Vico poate face orice pentru el! Din nou, șoarecele a sunat din clopoțelul de argint de 3 ori și sute de șoricei au apărut și s-au așezat în fața lui, așteptând să dea ordin. Fiecare îmi va aduce cea mai fină fibră de in! Ascultându-i ordinul, toți șoricei au dispărut, iar când s-au întors, fiecare a adus cea mai fină fibră de in. Șoarecele a țesut o pânză minunată de in. Era atât de fină încât a păstrat-o într-o coajă de nucă goală. Ia asta, Vico! Sper să-i placă tatălui tău! Vico a luat coaja de nucă și s-a dus acasă. Cei 2 frați au arătat pânzele țesute de miresele lor. Un bumbac aspru. Nu prea fin, dar e bun. Apoi fiul al doilea i-a arătat tatălui ce a țesut mireasa lui. Un amestec de bumbac și in? Un pic mai bine. Iar tu, Vico? Vico a scos coaja de nucă. Frații săi au râs de el. Tata a cerut să-i țesem o pânză, nu o coajă de nucă. Râsul lor a dispărut când tatăl a desfăcut coaja de nucă. A scos din ea cea mai fină țesătură de in. Wow, cum a reușit să facă asta? A sunat din clopoțelul de argint și le-a dat ordin servitorilor să-i aducă cea mai fină fibră. Apoi a țesut pânza pentru tine. Veico, mireasa ta pare să fie o prințesă. Acum vă puteți aduce miresele acasă. Vreau să le cunosc pe toate. Aduceți-le mâine.
Șoarecele era încântat la culme când a aflat. S-a îmbrăcat frumos, a sunat din clopoțel și a dat ordin de o trăsură cu 5 birjari. Curând a apărut o trăsură din coajă de nucă, trasă de 5 șoricei. Vico a rămas surprins văzând toate astea. Șoarecele s-a așezat în trăsură cu un birjar în față și cu un valet în spate. Au plecat cu toții spre casa lui Vico. Acesta mergea pe lângă trăsură. Nu-ți fie teamă, o să am grijă de tine. Și nu te îngrijora în legătură cu tatăl meu. Este un om blând. Tot mergând prin pădure, au ajuns aproape de un oraș. Acesta era străbătut de un râu. Trebuiau să treacă podul peste râu. În timp ce îl traversau, a apărut un om de nicăieri, în direcția opusă. Văzu o grămadă de șoareci venind spre el. A râs și i-a răsturnat pe toți în râu. Ce ai făcut? De ce ai făcut asta? Mi-ai aruncat mireasa în râu! Mireasa ta, șoricei aceea! A râs cât a putut de tare și a plecat. Lui Vico îi părea foarte rău pentru șoarece. S-a uitat în râu, dar nu l-a găsit nicăieri. O, biata mea mireasă! Cât de rău îmi pare că te-ai necat! Spunând acestea, Vico s-a întors și a văzut o trăsură minunată pe celălalt mal al râului. Era trasă de 5 cai strălucitori. În trăsură stătea cea mai frumoasă fată. Vico era încântat să vadă o trăsură atât de frumoasă. A plecat încet spre casă. Când s-a apropiat de trăsură... Vico, nu vrei să stai lângă mine? Eu? M-ai luat de soție pe când eram doar un șoarece. Știu că n-ai să mă părăsești acum când sunt iar prințesă. Tu erai șoarecele? Da! Eram o prințesă, sub un blestem malefic. Nu s-ar fi putut rupe niciodată dacă nu m-ai fi acceptat ca soție și dacă nu s-ar fi înnecat acel om. Blestemul s-a rupt acum. Putem să ne întâlnim cu tatăl tău, să ne căsătorim și să mergem în regatul meu. Și au plecat spre casa lui Vico. Tatăl și frații săi au fost fascinați când au văzut că mireasa lui Vico era o prințesă. Tată, aceasta e mireasa mea. Mireasa ta e într-adevăr o prințesă. Unde ai găsit-o? Acolo în pădure, în direcția indicată de copac. Acolo unde ți-a indicat copacul. Am auzit mereu că asta e cea mai bună metodă de a-ți găsi mireasa. Dacă pomii noștri ne-ar fi indicat direcția spre pădure, am fi găsit și noi prințesa. Însă se înșelau. Vico a primit prințesa fiindcă a fost blând, chiar și cu un mic șoarece. Tatălui Vico i-a binecuvântat și s-au căsătorit. Și au fost fericiți pentru că erau buni și fideli unul celuilalt. S-au iubit foarte mult.